Raionul Rezin a devenit campion la capitolul cotă de participare la scrutinul de pe 30 noiembrie 2014 din numărul total de alegători care s-au prezentat la urne de peste 1.500.000 de oameni. 56,9% reprezintă cota de participare în Rezina, cea mai mare rată pe țară, urmată de raionul Criuleni cu 55,87%. La polul opus, cu o prezență slabă la vot, se clasează raionul Basarabeasca, care a înregistrat 39,24% din cota de participare pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În general, tabloul politic după scrutinul de pe 30 noiembrie se conturează cu o culoare pro-europeană adoptată prin votul acordat de cetățenii din nordul Republicii Moldova. Campania electorală a fost pe alocuri anemică, iar pe ultima sută de metri cu intensitate. Telespectatorii postului nostru de televiziune au fost informați la timp și în totalitate despre procesul electoral. Elita TV a organizat 13 emisiuni de dezbateri electorale la care au participat majoritatea concurenților înscriși în cursa pentru loc în Parlamentul Republicii Moldova. Candidații la funcția de deputat au încercat să răspundă și să găsească soluții practice la problemele societății. Dezbaterile organizate de Elita TV au abordat teme de actualitate, cum ar fi planul de combatere a corupției, a sărăciei, soluționarea problemei transnistrene, reformarea sectorului de justiție sau dezvoltarea vectorului extern. În premieră, postul nostru de televiziune, Elita TV, a invitat la o masă de dezbateri pe toți participanții în cursa electorală. Proiectul a fost posibil grație susținerii financiare a ambasadei SUA la Chișinău.